Salutare, dragi cititori! Astăzi ne aflăm în a șaptea zi de lectură a cărții Ne vedem în cosmos prieteni de Jack Chang, din bătălia cărților. Noi citim, voi ascultați! Să continuăm! Înregistrare 9-8, 5 minute și 27 de secunde. În sfârșit ne mișcăm din nou. Am stat așa de mult. Eu și Zed suntem aici, în vagonul salon, acum, dar că nu e mult din sticlă, cum zicea Lacey, ci mai degrabă pe jumătate din sticlă. Iar ferestrele sunt cu adevărat uriașe. Se curbează până pe acoperiș și sunt scaune cu fața la fereastră, ca să pot privi peisajul ca și cum ai privi la televizor. Odată ce trenul a început să meargă, în sfârșit, totul afară s-a transformat din deșert plat în deșert puntos. Și Zed s-a uitat la peisaj, iar eu m-am uitat la Zed. Și globului oculari se mișcau înainte și înapoi, foarte iute când se uita la stâncile și la tufele uscate care treceau prin fața noastră. Zed îmi amintește oarecum de profesorul meu de știință, domnul Fogerty, care este foarte gras și are păr cărunt, numai că Zed nu e la fel de bătrân și e puțin mai scund și nu are deloc păr. E ca o versiune de Hobbit Kel a domnului Fogerty. Râs zgomotos. Acesta este Zed, râzând din nou. Abia l-am cunoscut și el deja râde mai mult decât orice altă persoană pe care o știu eu. Și când râde, tot corpul lui se face mai mic și apoi mai mare, ca și când ar umfla un balon. Zed râzând. Iar se întâmplă. I-am spus lui Zed că încă îmi vine să cred că nu folosește internetul. Cum poți să nu ai internet? Eu nu știu ce m-aș face fără internet, pentru că atunci în mod sigur n-aș putea să aflu lucruri noi la fel de repede. N-aș putea să intru pe Rocket Forum sau pe YouTube și n-aș fi aflat niciodată despre șarf sau despre cum se construiește o rachetă. Și n-aș avea uncerty.rom ca să fie dat Chen Investigator. Zed a scris pe tablița lui. Spune mai multe. Uncerty.com mi-a găsit informația potrivit căreia tata ar avea o licență de practicare a ingineriei civile, iar eu am căutat pe Google ceea ce era un inginer civil și zicea că e cineva care proiectează drumuri și poduri și chestii din astea. Zed ridică din nou tablița și scrie același lucru. Spune mai multe. După ce am aflat asta, l-am sunat pe Ronnie și l-am întrebat dacă știa că tata a fost inginer civil. Mi-a spus să uit de tata, că nu folosește la nimic să scormonez trecutul. Iar eu i-am spus că nu pot să uit cu adevărat, pentru că, în primul rând, nu am nimic să-mi amintesc. După acel moment, pe tablița lui Zed scria tot timpul, spune mai multe. Așa că i-am spus despre Benji, despre Carl Sagan, despre mama, despre școala mea și am continuat să-i spun mai multe și mai multe. I-am spus așa de multe despre toate. Zed e un foarte bun ascultător. Bănuiesc că e așa pentru că nu vorbește. Zed râzând. Ce e atât de amuzant, Zed? Hei, Zed, de ce ai făcut un jurământ de tăcere? În primul rând, sunete de cretă pe tabliță. Serios? Cât de mult ai vorbit dacă ai vorbit prea mult? Sunete de cretă pe tabliță. Nu știu dacă mi-ar plăcea să nu vorbesc. Putem încerca. Sunete de cretă pe tabliță. Sunete de cretă pe tabliță. Alex râzând. Zed râzând. Amândoi râzând. Hei, Zed, am o întrebare. Ești îndrăgostit de cineva? Încerc să înregistrez sunetele unui bărbat îndrăgostit pe iPod-ul de aur. Zed, m-ai auzit? Trenul zdruncăind. Zed râzând. Zed însă ridică din nou de numeri. Vrei să spui că nu știi? Cum poți să nu știi? Nu e simplu să-ți dai seama când ești îndrăgostit de cineva? Ai o soție sau iubită? Sunete de cretă pe tabliță. Zed a scris doar atât. Ex, soție. Bănuiesc că asta înseamnă că nu mai ești îndrăgostit, Zed. Hei, Zed, știi că ți încalci jurământul de tăcere când râzi așa? Poate că ar trebui să faci în schimb un jurământ de nevorbit, ar fi mai corect. Mă întreb, oare voi băieți aveți jurăminte de care pe acolo unde sunteți? Dar măcar vorbiți, poate că voi comunicați cu ajutorul feromonilor, ca furnicile, sau desenați simboluri în aer, ca în limbajul prin semne. Poate că aveți 10 simțuri în loc de 5 și folosiți unul dintre simțurile celelalte ca să vorbiți. Dar nu îi spuneți vorbire ce altfel, sau nu îi spuneți deloc, ci e doar altceva. Sau poate că tot limbajul vostru este râs și aveți râsuri care înseamnă că sunteți fericiți și râsuri înseamnă că voi ai foame sau că nu v-ați auzit fratele de mult timp și că vă este dor de el. Cum credeți voi ca să transmiteți cuvintele următoare? Sunt atât de entuziasmat de șarf. Ha 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 he ha 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 he ho 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 ha ha. Zed râzând. Ne vedem data viitoare, prieteni. Pa, pa!